Avem restricții, dar avem și alegeri. Alegeri parlamentare. Pe 6 decembrie ne vedem la urne, însă până atunci stăm de vorbă aici, la Transilvania TV, cu cei care vor să-i reprezinte pe sălăjeni pentru următorii 4 ani. Continuăm discuțiile aici la Transilvania TV. Invitata mea de la această oră este Cosmina Cosma, candidat din partea Alianței USR Plus pentru Camera Deputaților. Bine ai revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit, sănătoși! Ne-am văzut nu de mult, când cei care ne-au urmărit au putut să te cunoască. Știm despre tine că ești inginer de profesie. Ești un om tânăr. Și știu că ești un om foarte implicat, care a ales Partidul Plus pentru că are un cuvânt de spus. Este o perioadă puțin atipică, este o campanie atipică. Aș vrea să te întreb pentru început dacă ați reușit să ajungeți în teren și să discutați cu oamenii. Știu că îți place să primești feedback de la oameni și îți place să-ți spună ce probleme au. De această dată ați reușit? Spre deosebire de celelalte campanii, în care noi am fost obișnuiți să fim foarte mult în stradă, de data aceasta, din cauza pandemiei, nu reușim să ne întâlnim cu alegătorii cum ne-am dori. În schimb, am făcut un demers și le-am scris. Le-am transmis tuturor o scrisoare. Cred că la ora aceasta mulți au primit în poștă scrisoarea noastră. Ați apelat la serviciile unei firme specializate sau exact. Le-ați dus voi sau cum au decurs lucrurile? Da, în cea mai mare parte au fost distribuite, organizate de către o firmă. În comunele mai mici, în localitățile mai mici, unde ne-am permis să distribuim cu voluntarii noștri, așa, cu tip poștale, securizat, cu măști, cu mănuși. Am apelat și la această variantă. Le-ați scris oamenilor planurile voastre, gândurile voastre. Știu că aveți un program foarte bine conceput și foarte stufos. Poate povestim despre el puțin mai încolo, chiar în discuția noastră de astăzi. Însă până atunci știu că voi mai aveți o campanie, să-i spun așa, foarte interesantă, cu o scrisoare pentru Moș Nicolae, pentru că, iată, alegerile de anul acesta sunt pe 6 decembrie, când le așteptăm pe toții cu Moș Nicolae. Ne spui mai în detaliu despre ce este vorba? Da, am început o campanie metaforă, îi spunem noi, prin care am invitat publicul care ne urmărește pe social media, pentru că doar acolo putem să activăm în această perioadă, să ne transmită gândurile lor pentru România, pentru următorii 4 ani sau de ce nu mai mult, pentru că planurile noastre de guvernare prevăd măsuri și pe perioadă scurtă, dar vom discuta mai amănunțit imediat, și pe o perioadă mai lungă. Campania aceasta se adresează tuturor, de la tineri până la pensionari. Ne-am dorit să aflăm ce gânduri au, ce probleme au, în primul rând. De fapt, tot programul de guvernare este conceput pe axa problemă-soluție și... Practic, voi vreți ca oamenii să vă spună care sunt în realitate problemele lor, pentru că voi, odată ajuns în Camera Deputaților și în Senat, să puteți să găsiți și soluții. Da, noi suntem partidul care a crescut la firul ierbii și practic toată organizația este structurată de așa natură încât să fie ascultată vocea poporului și nu se iau deciziile de sus în jos, ci în mod democratic, mereu prin vot. Așa au fost desemnați de fiecare dată și candidații noștri la toate alegerile. La fel se întâmplă cu programul de guvernare, a fost conceput împreună cu foarte mulți specialiști, au participat în mod voluntar specialiști din toate domeniile. Cei care cred în misiunea partidului, alianței de fapt acum, USR Plus, și aș vrea să vă transmit toată încrederea noastră în acest program de guvernare, pentru că a fost lucrat, amănunțit, cu specialiști, nu s-a făcut după ureche și nu s-a făcut într-un mod populist. Sunt și măsuri mai puțin așa atrăgătoare pentru anumite categorii sociale, dar
ele sunt menite să aducă bunăstare. Și dincolo de asta vin de la profesioniști, probabil, în domeniu. Să ne dăm cu părerea e foarte ușor, dar să luăm decizii pertinente și documentate, iată, e puțin mai greu. Știu că este foarte stufos programul și știu că nu să ne ajungă timpul să-l discutăm pe tot, însă mi-ar plăcea dacă poți să-mi dai niște exemple. Spuneai de că voi le-ați gândit în așa fel încât să fie problemă-soluție. Poți să ne dai, nu știu, câteva exemple, poate chiar ancorate în prezent. Iată, avem problema aceasta cu școala online. Nu este ușor pentru nimeni, nici pentru elevi, nici pentru părinți, nici pentru profesori. Marele plus este faptul că am mai reușit să mai învățăm ceva nou, cum povesteam și înainte de emisiune. Da, dar ați gândit ceva legat de asta? Era mai bine să ajungem la soluții de genul școala online în mod voluntar, exact, și etapizat și organizat. Acum am fost constrânși de situație. Situația aceasta cu pandemia, am încredere că se va termina și, nu știu, în decurs de 6 luni, un an de zile vom reveni la viața normală. Între timp, noi ne-am implicat, inclusiv membrii plus, ne-am implicat să ajutăm copiii din medii defavorizate să poată participa. Am avut campanii care au favorizat donații de laptopuri, calculatoare, așa mai departe. Dar revenind la programul de guvernare, educația în primul rând, că de acolo pornesc toate și am numit-o noi educația ca la carte. Trebuie să revenim oarecum la seriozitate în acest domeniu, pentru că se văd rezultatele dezastruoase apoi în economie, în sănătate, în justiție. Absolut, și așa mai departe. Văd. Vedem câtă competență îi în cei care ne conduc. Acum, programul de guvernare este structurat pe domeniile principale, dar Alianța USR Plus și-a luat față de electorat 40 de angajamente clare, ferme, prin care a identificat problema, soluția, sursa de finanțare și componenta principală care va trebui să o pună în aplicare din guvern, practic. În principal, ministerele și agențiile din subordine. Pe partea de educație aș vrea să aduc la cunoștința publicului un proiect, o lege care pentru mine este deosebit de importantă, pentru că practic de la preșcolari pornește dragostea față de școală, de acolo se înfiripă legătura aceasta între copil și sistemul de învățământ. Și conceptul în sine de a învăța, pentru că până la urmă ei sunt la vârsta aceea sensibilă, când e foarte ușor să-i faci să prindă dragul de școală. Dacă exact. Îi motivezi cu ceva, da, bineînțeles. În 2016, Guvernul Tehnocrat a operaționalizat o lege prin care 100.000 de copii erau ajutați, susținuți să participe la grădiniță. Ulterior a rămas așa atrasă pe linia moartă și acum, chiar anul acesta, a fost votată la inițiativa USR legea prin care vor participa copiii la grădiniță. Această participare va fi bonusată cu un tichet social, astfel încât să fie motivați, iar familiile susținute, dar condiționat de participarea la grădiniță. Și așa considerăm noi că vor fi eliminate decalajele între elevi ulterior și practic abandonul școlar. Pentru că odată ce un copil este introdus în comunitate, se formează relația cu învățătorul, cu colegii. Își dorește și se va cere să participe la școală. Va ajunge să meargă de bună voie, nu pentru că îi spun părinții că trebuie să meargă la școală. Da, și atunci am pornit cu câteva măsuri concrete în educație. Sigur, în sănătate avem un program foarte bine stabilit prin care vor fi investiții serioase în spitale, în practic în tot sistemul de sănătate și, bineînțeles, se discută foarte mult în mass media în această perioadă de politizarea, care
E doar o discuție de foarte mult timp. A fost inițiată în 2016 de către ministerul condus la acea vreme de Vlad Voiculescu. Ulterior s-a revenit tot la numirile politice și vedem dezastrele care se întâmplă, din păcate, în zilele noastre. Aș vrea doar să te întrerup puțin, vreau să continuăm cu ceea ce ne explici despre programul vostru. Voi ați spus că ați gândit pentru fiecare dintre aceste domenii, există problema, voi ați găsit soluția și implicit sursa de finanțare. Pentru zona de sănătate, cum stau lucrurile? Ați identificat deja sursa de finanțare pentru modernizarea spitalelor, de exemplu? Da, sursele de finanțare sunt în mare parte din fonduri europene. Știm că avem niște europarlamentari foarte activi care se luptă la Bruxelles pentru a obține finanțări cât mai consistente pentru România. Acum, problema este și aici la noi, în țară, pentru că trebuie să știm cum să atragem aceste fonduri și să le investim judicios. Tocmai de aceea am început cu europarlamentarele și am trimis acolo niște oameni foarte competenți care știu ce au de făcut. Grupul Renew Europe, din care facem parte și este condus de către Dacian Cioloș, este unul dintre cele mai puternice, este cred că a treia forță politică la nivel european și continuăm aici, sperăm că vom intra la guvernare și noi credem că vom intra la guvernare și că vom putea aplica aceste măsuri pe care le-am gândit în ultimul an, pot să spun. A fost o muncă serioasă acolo, de aceea te-aș ruga să ne mai enumeri măcar două, trei, dacă ne ajunge timpul, da. dintre aceste planuri ale voastre. Discutăm de educație. Educația este oarecum văduvită din cauza sărăciei. Tocmai de aceea Alianța USR Plus propune zero impozite pe salariul minim pe economie. Sigur că mulți vor sări să ne atace că nu este fezabil pentru că automat creează o lipsă în buget, doar că noi venim și de data aceasta cu soluții. Trebuie să găsim finanțare din alte părți unde se cheltuie banii aiurea de tot și aici avem la fel măsuri precum fără mii de agenții, nu știu dacă știți, dar avem sute mii de agenții, sunt peste 13.000 de ordonatori principali de credite. Deci, practic, aceste UAT-uri, agenții, instituții, consilii, cheltuie banii publici pe partea salarială. Și atunci va trebui să venim cu această măsură care propune un stat reformat. În tot ce înseamnă administrație, cetățenie digitală, trebuie să intrăm pe zona aceasta, pentru că am văzut ce s-a întâmplat, fiindcă am fost prinși nepregătiți. Exact. Unele instituții s-au blocat. Și tot așa vom găsi finanțare și în partea de investiții, pentru că automat introducând pe piață mai mulți oameni, în momentul ăsta știm că există acea asistență socială și alte beneficii care le primesc cei care nu au un loc de muncă. În schimb, economia are de suferit. Și automat introducând pe piața muncii mai multe persoane, crescând economia, încasez mai multe taxe, impozite. Pot fi pregătite, pentru că nu toți asistații sociali sunt incapabili să muncească. Așa este, avem o măsură și pe această temă. Se numește venitul minim pentru incluziune. Practic, este adoptat din alte țări europene. Noi trebuie să susținem incluziunea aceasta în piața forței de muncă. În momentul acesta, fiind salariul minim foarte mic, ajung să își pună problema dacă merită să se angajeze sau să rămână. Sau dacă e mai avantajos să rămână acasă varianta și să primească banii ca și asistata. Exact, exact. Este trist, dar soluțiile acestea sunt gândite. Noi avem în Parlamentul European un specialist pe acest domeniu. Este vorba despre europarlamentarul Dragoș Păslaru, care de altfel este raportor pe tot ce înseamnă
bugetul european pe asistență socială, incluziune și așa mai departe, tot ce ține de sfera aceasta socială. Și atunci avem mari așteptări și de la el că va susține programul de guvernare. Am înțeles. Spre ce alte domenii, nu știu, ce ai mai considerat tu principal din ceea ce ați inclus voi în acest program? Suntem într-o perioadă în care trăim vremuri ciudate, însă nu știm cum vom ieși, cum vom trece de această perioadă. Da, se vor termina, cum spuneam și mai devreme, poate 6 luni, poate un an de zile, dar se va termina această nebunie. Însă vine întrebarea, ce facem mai departe? Va suferi economia, cu siguranță. Suferă și va mai avea, din punctul meu de vedere, mult de suferit. De aceea putem contracara această criză economică, o putem numi, doar prin investiții. Stimulând investițiile, venim cu idei foarte concrete și pe partea de infrastructură de transport. Sigur, auzim în această perioadă electorală tot felul de promisiuni de 1000 de kilometri de autostradă. Eu vreau să vă spun că în ultimii 30 de ani, media pe an de construcție a autostrăzilor a fost de 25 de kilometri. Deci nu putem să ne imaginăm că acum vor recupera acest mega decalaj care s-a înregistrat în ultimii 30 de ani. Tocmai de aceea propunem operaționalizarea Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră, o companie care există, dar nu a fost pusă în funcțiune. Ea a fost creată în 2016 și trebuia să se ocupe în mod serios și profesionist, cu competenți, cu oameni competenți, pentru a gestiona proiectele de investiții în infrastructură. Doar că s-a mers tot pe modelul vechi cu celebrul CNAIR și vedem o grămadă de proiecte blocate sau care sunt cu termene depășite. Păi na, până la 1000 mai sunt doar 975 dacă s-au construit deja 25. Da, în ultimii 4 ani s-a înregistrat o ușoară creștere, 28 de kilometri pe an. Problema, acum mai în glumă, mai în serios, problema pleacă în primul rând de la finanțare. Deci finanțarea trebuie să fie una serioasă. Degeaba vine statul și pune presiune, construiește un kilometru de autostradă la 2 milioane, dau un exemplu, de euro, în condițiile în care relieful țării nu permite peste tot. Avem aici exemplu tunelul Meseș, care sigur va fi o provocare și nu merg mai departe de celebra istoria centurii Zalăului. Eu îmi exprim și am studiat toată procedura care s-a desfășurat în ultimii ani, pentru că, da, surprinzător, procedura de achiziție publică a durat ani de zile. S-a tot reluat, s-a publicat, s-a reluat și în momentul de față se află în etapa de proiectare, dar faptul că a fost un singur ofertant la licitație îmi ridică serioase semne de întrebare. Și probabil că nu este un caz izolat. Sunt poate sute de astfel de exemple la nivel de România. Da, și sigur că cetățenii se întreabă de ce nu se face, doar că proiectul pleacă din fașă greșit și atunci, se blochează practic ar destul trebui, de repede. Și proiectul vostru presupune ca organizarea să înceapă de la început altfel. Adică schimbăm tot, schimbăm mentalitatea și că șeful le știe pe toate și aducem specialiști. Am înțeles. Cred că mai avea timp pentru un punct din programul vostru. Aș vrea să ți alegi tu pe care să ne-l prezinți și poate ne spui una dintre afinitățile tale, dacă vei ajunge în Camera Deputaților, spre ce comisie ți-ar plăcea să te îndrepți, să zic așa, unde ai tu așa o plecare mai mare, poate prin prisma meseriei, poate prin prisma principiilor pe care te ghidezi. Da, spuneam adineauri că domeniul acesta al infrastructurii
mă interesează în mod direct pentru că este și area mea de competență, desfășor proiecte de investiții din fonduri publice de 8 ani. Am lucrat în paralel în achiziții publice și știu unde sunt problemele. Legislația necesită o îmbunătățire categoric. Comisia de Infrastructură și Transport, dar și Comisia pentru Administrație Publică și Amenajare Teritorială. Lucrurile astea merg oarecum mână în mână, tocmai spuneam de compania de infrastructură rutieră și tot ce înseamnă partea administrativă. Eu sunt pe cale să finalizez și studii juridice și atunci am înțeles mult mai bine cum funcționează statul și cred că aș putea să mi-aduc aportul în aceste două comisii. Ultimul punct pe care îl alegi, pentru că apoi aș vrea să te rog să le spui celor care ne-au urmărit de ce ar fi bine să vă acorde cu încredere votul pe 6 decembrie. Dar înainte de asta te las pe tine să-ți alegi ultimul punct din programul vostru pe care vrei să ne-l prezinți. Da, cred că am intrat destul de mult în amănuntele programului și e destul de tehnic, cum spuneam, dar necesar pentru o adevărată reformă. Și aș vrea să mai vorbesc un pic despre partidul nostru, care are o cu totul altă abordare. Noi, de exemplu, ca membri plus, am fost de mai multe ori invitați la diverse școli politice în care am avut contact cu profesori universitari, cu politologi, cu oameni specializați în domenii administrative și aș vrea să dau citire unui mesaj care l-am primit pe o agendă la o astfel de întâlnire și se leagă oarecum și cu discuția precedentă. Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care în același timp să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieților. Pare idealist, doar că implicarea noastră în comunitate are efectul acela de bumerang. Rezultatele se vor întoarce și asupra vieții noastre, asupra vieții familiei noastre și atunci invit pe această cale pe toți cei care pot să facă un mic gest de implicare civică sau, de ce nu, și politică. E timpul nostru, a celor care n-am mai făcut politică, care am stat deoparte până acum și ne-am văzut de meseriile, de profesiile noastre și am fost liniștiți că cineva veghează și gestionează bine țara asta. Vom vedea dacă și cei de acasă vor decide acest lucru. Pe 6 decembrie au ocazia să facă acest lucru. De ce ar trebui să nu stea acasă și de ce ar trebui să decidă că voi sunteți cei care doresc să îi reprezinte în Camera Deputaților și în Senat? Votul, în opinia mea, este gestul acela mărunt care îți dă dreptul ca timp de 4 ani să-i tragi la răspundere pe cei pe care i-ai trimis să te reprezinte și să-ți reprezinte interesele în Parlament. De fapt, Parlamentul este locul unde ar trebui să se ia cele mai importante decizii. Ne-am obișnuit în ultimul timp că guvernul face legislația, el o și aplică. Lucrurile acestea ar trebui să înceteze. Ordonanțele de urgență trebuie să fie doar urgență. Și atunci invit toți cetățenii să facă acest efort care în zilele acestea sigur pare ceva mai greu pentru că trăim aceste zile de pandemie. Dar cred că participarea la vot nu poate să pună în pericol viața noastră atât de grav pe cât poate să o pună încă 4 ani în care să avem exemple neplăcute, precum le știți cu toții. Așa să fie, să ne vedem cu toții sănătoși și după data de 6 decembrie. Doamne ajută! Noi vă dorim mult succes și să rămâneți profesioniști și dacă ajungeți acolo să luați deciziile așa cum se cuvine. Cei care ne-ați urmărit, nu uitați că până pe ce dată așteptați răspunsurile la scrisoarea aceea pentru moșul?
Sigur, până pe 6 decembrie când vine moșul, dar le așteptăm și următorii 4 ani. Până pe 6 decembrie puteți să le răspundeți la această întrebare, la scrisoarea către moș Nicolae. Însă și după, dacă vor ajunge să ne reprezinte, puteți să le spuneți și puteți să-i trageți la răspundere. Mulțumesc pentru prezență, mult succes, mulțumesc celor care ați fost alături de noi, numai bine!